Bună seara și bine ați venit! Concertul Centrului pentru Cultură și Artă Carme Seculare împreună cu Academia de Muzică Gheorghe Dima Extensia Piatra Neamț a devenit o tradiție. Este cadoul nostru pentru dumneavoastră, publicul nostru fidel. Încercăm să aducem în fața dumneavoastră colindele străbune, portul românesc, dansurile românești. Sper să vă introducem în atmosfera de Crăciun. E o avantpremieră a Târgului de Crăciun. Încă o dată aș dori să aplaudați pe doamna Delia Irimie și doamna Delia Popovi, vă rog, intrați pe scenă. Delia, pentru că este concertul, uitați-o, vă rog, urcați pe scenă. Este munca celor două doamne, acest spectacol, împreună cu acești tineri talentați. Vă rog să rămâneți până la capăt și sărbători fericite! Thank you.
Yeah.
Oh,
mai mare convine. Deschide poarta omul și la mine, și la tine, și la cei cu inimi bune. Să-l primim cu bunătate din Scriptură, să ne arate asta-i sara de Crăciun. Hai să ne iubim ca frații, să fim buni unii. Oh,
îndătinatul, să putreiere posatul, floricică de la munte, o venit să vă colinde. Lista iubitei străvechi, ce ne aduce dor de acasă, și de fetele frumoase, și de datina străbună, din pușimul și răsună, pe plaiul mândru nemțean, să venim din an în an. Să vină la primărie, să le dea primarul
Thank you.
Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, că într-un dâns a cei ce slujesc stelelor, că de la stea au învățat să se închine ție, soarea dreptății, să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus. Trei crai de la răsărit, cu steaua au călătorit și au mers după cum și timp până la Ierusalim. Acolo cum au ajuns, steaua în nord li s-a ascuns și le-a fost a întreba, prin oraș a căuta, unde, unde s-a născut un crai mare de curând, iar Irod împărat, auzind, s-a tulburat, pe crai în grabă i-a chemat și în taină i-a întrebat. Șoptindu-i brusetos, să afle despre Hristos și cu grai adăugat, oaselor li s-a rugat, zicând, merge de aflat și apoi mă înștiințați, să merg și eu, să mă închin și eu, ca unui mare Dumnezeu. Raii dacă au plecat, chiar iar li s-a răsat și au mers până au căzut, unde era prâncul născut și cu toți s-au bucurat, pe Hristos dacă au aflat. Cu darul s-au înclinat ca la un mare împărat. Înapoi dacă au purcești, pe altă cale au mers. Preacum le-a fost lor zis, îngerul noaptea în vis, iar Irod împărat, văzând că s-a înșelat, foarte rău s-a necăjit, foarte mare a pornit și în Biflaiem a intrat. Băi, de grumărut, mai putai să-l arâng, și ea vedea băbul lui și dea drumul șapului. Thank you.
casă. Și-am venit cu voie bună, ca-n tot țară-n bună. Vă spunem să trăiți într-un mult an fericit. Și ca pomii sunt floriți, și ca ei sunt bătăniți. Doamne, prin spire cuvântează casa care urează. Lupușor cu patru voi, lupușor mânați noi. Dați-i toată, băi, plăcăi, și sunați-i turgălăi, și stau de șapte, băi, mânați, băi! Sus pe cer ce strălucește, postea mare ce vestește, că se curmă de acum a nevoilor greu drum. Asta-i steaua românească, a unirii, a păzirii, stea de viață, stea de spor, stea de bine în viitor. O, Doamne, să lucească steaua noastră românească și să stea tot între noi, să nu mai avem nevoie. Vrum să terzi până voi, adunați-vă plăcăi, razamați-vă călcăi și strângați-vă surgălăi. Mânați-vă! Anul nou ne aduce nouă, timp mai bun, viață nouă. Anul nou să ne fie început de veselie. Mici pe mari vor prigoni, mari pe mici nu vor râni. În frăție și dreptate, la mulți ani cu sănătate. Bolăcei frumoși și patră, ia mai tradiție coroate. Și coroate, măi plăcăi, să se audă șapte, măi, mâna!